Salut, vărsători! Voi face citirea pentru perioada 1-15 septembrie 2024 și voi începe cu un scurt horoscop și pe urmă voi face citirea pe tarot. Neptun este retrograd și formează un sextil cu Uranus retrograd, dar este o continuare a sextilului din septembrie, din august, scuzați-mă. Schimbările sunt profunde și gândirea este foarte importantă, dar este o gândire legată de libertate, de dreptate, de justiție, de independență. Schimbările sunt în viață, sociale, legate de tehnologie, de visare, de libertate, dar și schimbări care ne afectează viața noastră. În 2 septembrie, Pluto retrograd revine în Capricorn de la ora 3 dimineața până în 12 octombrie 2024, când va reveni în mers direct în Capricorn. În această perioadă, pentru voi, Capricornul reprezintă o casa a 12-a. Aveți posibilitatea să vă asumați responsabilitatea pentru viața voastră, pentru ceea ce ați realizat în viață, ce ați făcut în viață. Deci, toate acestea puteți să vă asumați responsabilitatea. La nivel general, așa, putem să primim niște informații din domeniul financiar bancar. În 3 septembrie se formează luna nouă la ora 4:56 ora Bucureștiului, în 11 grade și 4 minute fecioară. Pentru voi, vărsătorii, fecioara reprezintă un domeniu de schimbare, de transformare, unde puteți să analizați, să vă organizați, să vă ocupați de sănătate, de igienă, de muncă, de disciplină. Puteți face anumite remedii sau să găsiți anumite soluții pentru acest domeniu al schimbării, al transformării, al renașterii. Soarele este în conjuncție cu Luna. Aveți emoții legate de aceste schimbări, visare, vă folosiți intuiția și imaginația. Aspectul benefic vine și din un aspect cu Jupiter, benefic, unde puteți să vă folosiți de cunoaștere, de curaj, de creativitate, comunicare. Relațiile sunt de dialog, de schimb. Și, în primul rând, acest aspect este legat de rutina zilnică. Ascendentul momentului este în 20 de grade leu. Puteți să vă folosiți curajul legat de contracte, de asocieri, de procese și acest curaj poate să vă aducă să vă folosiți puterea voastră, puterea interioară, spiritualitatea, noblețea, loialitatea, să fiți fermecători, dar și strălucitori și chiar am putea spune să ieșiți în evidență prin faptul că vă oferiți ajutorul pentru ceilalți. Sunteți preocupați de muncă și de resursele create de voi. În 4 septembrie, Venus intră în conjuncție cu Lilith și cu nodul sud în balanță, în 7 grade balanță. Pentru voi, vărsătorii, balanța reprezintă cunoaștere, studii, examene, călătorii lungi, unde voi vreți să vă arătați farmecul, magnetismul, să fiți seducători, dar riscați relații nedorite, relații care nu vă ajută. Uranus este staționar, este în cuadratură cu Mercur și favorizează frustrările legate de schimbări, de transformări, unde
în familie, în cămin, schimbările care vin în familie, în cămin, sunt legate și de resurse, de relații personale, unde puteți avea pierderi, puteți să anticipați aceste pierderi și să vă reduceți cumva cheltuielile și viitorul s-ar putea să fie legat de resurse unde s-ar putea să aveți aceste aspecte negative. Dar vă puteți asigura având o rezervă de resurse. În 6 septembrie, Soarele este în opoziție cu Saturn retrograd. Soarele este pe axa Fecioară, Pești. Deci, am zice, este vorba de schimbările care apar în resursele voastre. Aduc tensiuni, nervozitate, revoltă, unde trebuie să acceptați sau să vă revoltați, să acceptați sau să respingeți o situație. Lecția voastră este în primul rând despre organizarea muncii, despre igiena la locul de muncă și acasă, folosirea energiei pentru obținerea resurselor, dar în primul rând este legat de muncă și de resursele voastre. Uranus intră în mers aparent retrograd și am putea spune că Uranus în legat de casă, de familie, de cămin, de partenerul de viață, intră în retrogradare în acest domeniu unde s-ar putea să aveți niște schimbări surpriză legate de obținerea resurselor, de confort, de acumularea resurselor pentru a avea o stabilitate. Puteți de asemenea să vă organizați pentru a elimina niște cheltuieli și vă doriți foarte mult libertate și progres. Lilith este în conjuncție cu nodul sud. Este vorba de cum percepeți voi relațiile, echilibrul, justiția, dreptatea. Relațiile pot fi provocatoare, deci apar schimbări în acest legate de cunoaștere, studii, călătorii, unde puteți să arătați o atitudine provocatoare, să fiți atrași de anumite lucruri, dar vă interesează și echilibrul, și dreptatea, justiția, și sunteți orientați mai mult spre destin, spre soartă. Și mai ales este vorba de bagajele pe care le aveți din alte vieți dobândite, unde aici Lilith va aduce încercările. În 8 septembrie, luna este în trigon cu Saturn. Vorbim de relațiile voastre și de resurse, de bunuri materiale, de cariera voastră, de reușitele profesionale, relațiile pe care le aveți la locul de muncă sau în societate, unde va aduce stabilitate, autocontrol, vă controlați emoțiile și reacțiile. Relațiile sunt armonioase și de colaborare. În 9 septembrie, luna este în opoziție cu Uranus. Este pe o axă Scorpion-Taur. Vorbim de familie și de cariera voastră, reușite profesionale, sociale sau în familie. Când opoziția apare, aici vorbiți de timpul pe care îl acordați familiei, timpul pe care îl acordați carierei sau solicitările care vin dinspre familie, și aici se creează tensiunile, se creează un dezechilibru, unde apare nervozitatea, relațiile sunt tensionate, manifestările pot fi și de ambiție, excentrici, nonconformiști,
atitudini rebele. Nervozitatea poate să vă aducă și un risc de accidente, schimbări nedorite, vitalitate scăzută, pierderi prin speculații. Mercur va face ingresul în 10 septembrie, da, la ora 10, deci trece în fecioară, revine în fecioară. Pentru voi, fecioara reprezintă, așa cum am spus, un domeniu de schimbare. Este în mers direct. Aceste schimbări pot fi legate de organizarea muncii, de organizarea timpului liber, de critică, de perfecțiune, de sănătate, de igiena locului de muncă, igiena personală, sănătatea, așa cum am spus, trebuie să fiți foarte atenți. În 14 septembrie, la ora 10:55, luna face ingresul în Vărsător. Am putea spune că aici luna va aduce idei, dorințe de independență și aspecte umanitare. Susțineți corectitudinea, comunicarea directă și sinceră, dar și aspecte, cum se spune, de veselie, bună dispoziție. Emoțiile sunt orientate spre progres, originalitate, independență și libertate proprie și a celorlalți. Sunteți emancipați, distrați și mentali. Doriți schimbare, progresul, comunicarea și integrarea în grupuri sociale cu idei comune. Cunoașterea este despre progres, tehnologie, ocultism, sentimente spirituale. Luna va face o conjuncție cu Pluto, dar de data aceasta, această conjuncție este în casa 12-a voastră. Deci am zice că este înainte de 14 septembrie această conjuncție. Este vorba de o conjuncție 14 septembrie dimineața. Cam în același moment, fiindcă vorbim de 29 de grade Capricorn, 29 de grade și 50 ceva de minute. Deci aici în casa 12-a pentru voi riscați capricii, sunteți iritabili, aveți dorință de aventură, mister, secrete. Voi trece la tarot. Da? Deci acestea ar fi principalele aspecte pentru voi, pentru Capricorn, pentru Vărsător, scuzați-mă. Nu știu de ce am spus Capricorn. Am zis de aspectul ăsta care vă influențează chiar în ultimul moment, acea conjuncție Pluto cu Luna în Capricorn. Să vedem la baza pachetului. Aveți aici această roată a norocului. Deci, în principal, voi vă doriți norocul. Dar trebuie să știți că acest Sphinx, el va roti roata, dar niciodată nu știți dacă este în favoarea voastră sau nu. Deci este bine să încercați să vă apropiați acest noroc, dorindu-vă ce este posibil, ce este drept, ce este adevărat. Să vă doriți corectitudinea, să vă ascundeți scopurile și să fiți perseverenți în această atitudine, astfel încât ziua de mâine să fie o continuare a zilei de azi, atunci veți primi cheia puterii în palma voastră. Aici aveți și acest magician, sunt două arcane majore. Magicianul este foarte important pentru voi, vreți să vă atingeți un scop. Magicianul este Mercur, care știe cum să-și folosească creativitatea, sentimentele, ideile, gândirea, comunicarea, energia, vitalitatea, emoțiile. Și plus de acestea, bagheta magică o va folosi
pentru a manipula situații sau persoane. Mercur întotdeauna își atinge obiectivele. Asta vă doriți și voi, să vă atingeți un obiectiv. Dar s-ar putea să nu aveți această reușită și atunci o să vă certați cu cineva. Veți merge la cineva și îi veți face anumite reproșuri, același lucru se va întâmpla și cu cealaltă persoană și ajungeți în final la o descărcare nervoasă care vă duce la o despărțire definitivă. Este bine să încercați să nu vă răzbunați în această ceartă. Speranța vine cu acest aspect pentru voi, deci este vorba de arcana 17, deci poate fi vorba de un 8, unde puteți să sperați să vă protejați calea folosindu-vă de dreptate și de adevăr, să luați relație cu persoane din trecut și să vă simțiți bine sau chiar poate aceste persoane au anumite obligații față de voi și să ajungeți la a contesta niște munca altora sau vouă să vi se conteste, s-ar putea să vi se conteste și vouă munca. Revin înapoi la aceste cele două arcane, au 1. Este foarte importantă pentru voi data de 1. Acum voi, asul de bâte. Deci, vedeți, este foarte important întâi. Veți începe ceva, veți face ceva, un proiect, ceva. Personal veți începe un proiect, o relație nouă, o călătorie, educația unui copil, vă ocupați de ceva. Este o energie nouă în viața voastră, dar legat de fericire sunteți foarte nemulțumiți. Ați făcut multe eforturi și nu ați primit ceea ce ați sperat. Am putea spune că lăsați aceste cupe în spatele vostru și priviți spre viitor. În ceea ce privește pajul de spade legat de cunoaștere, de studii, de călătorii, de examene, de perfecționări, s-ar putea să aveți o întâlnire cu o persoană, o femeie, poate să fie o femeie mai tânără, care s-ar putea să vă aducă niște reproșuri. S-ar putea să vă aducă o verificare, să fie o femeie care vine să vă verifice, o inspecție. Resursele, rutina zilnică și cariera voastră. Am putea spune că legat de resurse, de bunurile materiale acumulate de voi, voi puteți arăta generozitate, puteți arunca câțiva bănuți unei persoane care are nevoie de ajutorul vostru sau puteți să ajutați o persoană dându-i o șansă la un loc de muncă să arate ceea ce poate. Dar la fel de bine poate să puteți fi și voi cei care beneficiați de această generozitate. Deci legat de resurse, de resursele acumulate prin munca voastră. În schimb, 7 de bâte vine în postura rutinei zilnice a sănătății, unde toate blocajele le puteți înlătura, aveți toate șansele să le înlăturați, aveți tot ce vă trebuie pentru a înlătura aceste blocaje. În carieră, în menirea voastră, primiți bani pentru munca voastră și vă descurcați foarte bine cu acești bani. Știți să-i folosiți, știți să-i împărțiți și să obțineți ceea ce vă doriți. Chiar să puneți ceva bani deoparte pentru distracție. Să vorbim despre comunicare, contracte și relații. Iată comunicarea. Comunicarea pentru voi... Stau și mă uit că revin puțin, este foarte importantă pentru voi data de 1.
Uitați-o, apare de două ori aici, apare a treia oară. Este importantă din nou data de 2 pentru voi. Și unde vorbim și de relații, dar și data de 7 este foarte importantă, această dată de 7 pentru voi. Deci, comunicarea cu frați, surori, veri, vecini este despre o casă. Vreți să vă achiziționați o casă, vreți să închiriați, vreți să modernizați, vreți să cumpărați, aveți o creștere la salariu sau venituri pe care le obțineți voi ceva în plus și acest lucru vă ajută să investiți într-o locuință sau să pregătiți o locuință pentru toamnă. Vorbim de contracte. În contracte, asocieri, poate că semnați contracte foarte des, zilnic. Este o rutină să semnați niște contracte, niște acte. Și acest lucru poate să reprezinte acest 7, că voi aveți niște proiecte, proiecte care să vă aducă o creștere financiară destul de importantă, ceea ce vă doriți voi. Dar trebuie să știți că acest proiect nu a mers așa cum ați dorit, ați avut și pierderi, aveți, cum să spun, greșeli făcute, recunoașteți aceste greșeli și vă asumați riscul și veți pierde ceva, nu veți câștiga cât v-ați propus, câștigul vostru este ceva mai redus și am putea spune aici că este important să conștientizați că pe viitor puteți să continuați acest proiect și să nu mai aveți greșeli, imprudențe. Un 2, care din nou am spus se repetă acest 2 de bâte de data asta, arată o așteptare. Voi sunteți într-o așteptare să primiți un răspuns din partea unui prieten, din partea unui protector. Trebuie să primiți un răspuns și aștepta să primiți acest răspuns. 10 de bâte în familie, în cămin, asul de bâte care vine din nou pe data de 1, pe 1, numărul 1, și diavolul. 10 de bâte arată eforturile voastre, munca voastră, o muncă din care voi așteptați să primiți o răsplată, să primiți o recunoaștere a muncii voastre. Este o muncă care vă solicită foarte mult, dar aveți și acest as de monede care spune că apare o schimbare legată de niște bani. Bani care trebuiau să ajungă la voi, era o sumă mai mare de bani pe care să o investiți într-o casă, într-o mașină, în ce ați vrut voi să vă cumpărați. Dar cert este că s-ar părea că aici, legat de acești bani pe care voi îi așteptați, apare o schimbare. Este ceva care nu mai este cum a fost stabilit. Diavolul. Diavolul vine pe data de 15 sau pe data de 6. Gândiți-vă, 6-15. Cred că mai aveți un 6 aici cu blocaje legate pe resurse. Și acest lucru poate să fie vorba de viciile voastre. Este o casă a 12-a, unde aveți secrete, unde aveți sacrificii, datorii, iubire și aspecte care s-ar putea să vă aduc, să facă vulnerabili în fața acestui diavol, unde vorbim de un bărbat cu ascendent zodie în Capricorn. Dacă vă uitați bine, avem aici Capricornul încă lângă el, lângă diavol, ar veni lângă capul lui. Este așa cum este reprezentat, asta e, și vă face vulnerabil. Adică puteți să ajungeți legați de scaunul lui și să vă cânte și să lansați cum vă dictează el, adică să faceți ce vă cere această persoană. Este bine să renunțați la vicii și să fiți foarte prudenți. Aceasta a fost citirea pentru voi, eu vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă regăsiți în aceste citiri, puteți să dați un like, să vă abonați, să transmiteți mai departe, nu vă costă nimic și vă mulțumesc!